De această dată suntem în Ceplinița cu o surpriză frumoasă pentru doamna Vasilica, care astăzi este sărbătorită. Împlinește frumoasa vârstă de 37 de ani, iar noi mergem să o surprindem și să-i urăm călduros la mulți ani. Ala Grec, cofetărie de încredere. O căutăm pe doamna Vasilica! La mulți ani, vă spunem! Ne primiți să intrăm la dumneavoastră sau de acum, dacă am intrat? Așa, un pic să fim mai aproape de dumneavoastră. Știm că sunteți sărbătorită astăzi. Da. Avem dreptate? Da, așa, atunci am ajuns unde trebuie. Stai, așa, am să vin lângă, întâi aici lângă dumneavoastră. Okay. Surcelele sunt pentru dumneavoastră, să vă rog să mă ajutați. Frumos. Noi suntem echipa surpriză la domiciliul Iași, știind astăzi că sunteți sărbătorită, că împliniți frumoasa vârstă de 37 de ani. Da. Venim cu o surpriză, venită cu toată dragostea din partea cuiva. Drag dumneavoastră. Și am să vă întreb dacă cumva bănuiți ceva. Eu am mai multe persoane dragi, nu știu. Nu exact. Ne puteți spune pe cineva anume? Cineva dintre frați. Ziceți dumneavoastră? Da. Sunteți sigură? Cred că de acum, dacă ați zis, să nu supărați cineva. Am să vă rog și șampania să o luați, dar haideți să transmiteți altcuiva ca să vă dau tortuleț dumneavoastră. Să-l țineți. Pentru că este al dumneavoastră, totuși este tortul de sărbătoare. Și acum o să-și descoperim cine stă în spatele acestei surprize. Pentru că mesajul cel mai important l-avem scris aici pe tortuleț. La mulți ani, surioar. Deci, cu siguranță, careva din frați, așa cum a zis și dumneavoastră. Să știți că astăzi, pe lângă un la mulți ani, din toată inima și-a dorit să vă mulțumesc tot pentru tot sprijinul. Pentru că mereu i-ați fost aproape. Mulțumesc. Pentru că ați fost mereu să-l susțineți. Și chiar dacă astăzi este departe, totuși sufletește un pic aproape de dumneavoastră. Mulțumesc. Și noi tare sperăm să și reușească astăzi. Dar ne puteți da și un nume? Eu am mulți frați. Nu știu dacă... care... 10. Nu știți de care din ei. Vlad. Frate. Frate sau soră? E din partea fratelui. Vlad. Astăzi este o zi cu totul specială. Și vreau să-ți transmit cele mai calde urări de bine. Îți doresc din toată inima să ai parte de tot ce este mai frumos în lume, să fii sănătoasă, împlinită și fericită alături de familia ta. Îți mulțumesc pentru toate momentele frumoase pe care le-am petrecut împreună, pentru sprijinul tău necondiționat și pentru că ai fost mereu acolo când am avut nevoie. Ești un model de putere, de bunătate și înțelepciune pentru mine și mă simt atât de norocos să te am ca soră. Fie ca fiecare zi să-ți aducă bucurii și surprize plăcute, iar toate visele tale să se transforme în realitate. Meriți tot ce este mai bun și sunt convins că viitorul îți va oferi multe momente de neuitat. Să ai parte de o aniversare minunată, plină de iubire și zâmbete. La mulți ani frumoși și fericiți, dragă surioară! Te iubesc și mi-este foarte dor. Cu mult drag, fratele tău, Vlad. Mulțumesc frumos! La mulți ani! Mulțumesc frumos! La mulți ani vă spunem și noi. Mulțumesc. A simțit doamna cine poate sta în spatele surprize sau a știut ceva? A știut, doar a simțit. Iar acum, dacă ați avea și noastră, să-i spuneți ceva, să-i transmiteți ceva, am să vă da. Eu cu florile. Mulțumesc frumos. Nu v-ați așteptat astăzi la surprize. Noi tare sperăm că a reușit cât și puțin fratele să vă sărbătorească, măcar un pic. Da. Pentru că acum noi pentru noastră mai avem pregătit o melodie, care astăzi în toată inima își dorește să vă transmită dumneavoastră, să o ascultăm împreună, după care mai cântăm și la mulți ani, dar să vină toată lumea aici, să sărbătorim și aici! Oh,
important așa, când avem și frați și surori care ne iubesc. Da. Și care măcar un pic prezența ei sufletește. Surprize la domiciliu. Noi oferim emoții.